Primele care au dat startul reducerilor de Black Friday sunt magazinele de electronice și electrocasnice. Clienții nu au întârziat să apară. Am cumpărat un televizor și sau un bar. Nevoia asta aș avea de un calorifer electric în situația în care centrala termică se defectează să fie acolo. Am început mai devreme pentru a oferi clienților posibilitatea de a-și selecta din timp categoria de produse pe care o vânează. Reduceri avem, chiar depășesc 60%, acoperim cam toate categoriile de produse. Promoțiile au început de pe data de 28 și vor dura până pe data de 24 noiembrie. Și magazinele online au pregătit oferte de Black Friday. Mizează pe vânzări mai mari în contextul în care accesul în centrele comerciale e acum restricționat de prezentarea certificatului verde. Prețurile sunt comparabile cu cele din ediția trecută, spun reprezentanții sectorului. Sunt categorii de produse care pot fi afectate de anumite bucăți din lanț care au devenit mai scumpe, dacă ne uităm la partea de transport sau de distribuție. Indiferent la ce ne uităm, putem urmări prețul pe parcursul unui an și să vedem că este la un preț competitiv. Părerile clienților cu privire la primele prețuri promoționale de Black Friday sunt împărțite. Prețurile sunt foarte bune. Pentru veniturile românilor, în general, mie mi se par mari, chiar dacă e Black Friday. Specialiștii în marketing recomandă să comparăm ofertele, mai ales că reducerile vor fi valabile și în cea mai mare parte din noiembrie. Comercianții se folosesc toate tacticile de marketing cu putință, astfel încât să te convingă și să te atragă. Important este să verifici toate condițiile, livrarea, condițiile de retur, taxele de transport. Pot să nu fie atât de bune pe cât pare oferta inițială. Trebuie să verifici tot procesul, nu doar prețul inițial. Așadar, ca să evităm capcanele, e bine să fim documentați înainte de a face achiziția și să verificăm care a fost prețul produselor dorite în lunile anterioare.